Vrăjitoarea zburătoare. Vrăjitoarele sunt doar vrăjitoare. Ei bine, dar fiecare vrăjitoare are o poveste. Și azi vom auzi o poveste cu vrăjitoare. Cu multe luni în urmă, trăia o tânără frumoasă pe nume Maria. Își adora grădinile și cărțile. Maria era îngrijită de mama ei, ce o iubea mai mult decât orice pe lume. Iată, ține păpușa cu tine. Mami, sunt puțin cam mare pentru păpuș, nu crezi? Prietena mea mi-a dat-o să mă țin în siguranță. N-am mai vorbit de ani, dar mereu îmi va lipsi. Indiferent ce, păpușa te va proteja mereu și îți va arăta calea dreaptă. Dar acum vreau să te țină pe tine în siguranță. Luni mai târziu, mama Mariei s-a îmbolnăvit și în final s-a dus. Maria o iubea și îi lipsea și stătea în casă, continuându-și viața cu amintirile dragi ale mamei. Maria realiză că era prea mare casa pentru ea singură. A decis să închirieze o parte din casă. După luni, a găsit un cuplu de vârstă mijlocie ce dorea să închirieze o cameră în casa ei. Oh, vai, vai! Casa asta e prea mare pentru o fată tânără ca tine. Ai făcut ce trebuie, permițându-ne să-ți ținem companie. Casa mare nu a fost niciodată o problemă pentru mine. Dar da, mi-ar plăcea puțină companie. Oh, ne vom întâmpina singuri. Maria avea o inimă bună, așa că nu bănuia nimic. Le-a arătat bucuroasă împrejurimile, dar domnul și doamna Giberson aveau alte planuri. Voia să-i înșface casa Mariei. Dacă această tânără fată ar fi trimisă pentru totdeauna, putem avea casa pentru noi. Au ticluit un plan. Oh, nu, dragă fată! Te rog, ajută-ne! Soțul meu are o boală foarte ciudată și singurul ce-i poate vindeca trăiește peste dealuri adânc în pădure. Dar e o vrăjitoare. Baba Yaga e numele ei. Oh, îmi pare rău, nu-i corect? Cum pot să-i cer unei fete tinere să meargă la vrăjitoare pentru a-mi salva soțul? E așa egoist. Dar Maria, suflet blând cum era, s-a lăsat cea mai curajoasă să o întâlnească pe Baba Yaga și să o implore să-l salveze pe domnul Giberson, fără nicio idee despre intențiile reale ale familiei Giberson. După zile de drumeții și de mers prin pădurea deasă, Maria simți ceva, un țâșnit de aer, ca și cum ceva s-ar fi apropiat de ea din aer. Era Baba Yaga. Intrase în pădure pe farfuria ei zburătoare. Nu! Am făcut o greșeală. Nu pot merge mai departe. Da, poți și trebuie. Cine a fost? Prăjitoarea? Oh, nu! Voi fi transformat într-un pui. Nu, Naivo, sunt eu, păpușa ta preferată. Și era păpușa dăruită Mariei de mama ei. I-a explicat că e o păpușă magică. Maria era șocată. Nu știu ce să cred. Dar tocmai am văzut o vrăjitoare pe o farfurie zburătoare. Mă voi încrede în tine, păpușa mea vorbitoare. Bun, acum ascultă-mă. Ia niște pâine și lapte din mâncarea ce o ai. Mergi la coliba vrăjitoarei și dă bucata de pâine și lapte câinelui și pisicii. Fă cum îți spun și vei fi bine. Fii curajoasă. Și cu asta, păpușa vorbitoare s-a refăcut doar păpușă. Maria a tras adânc aer și a continuat călătoria. Poate că nu trebuie să intru.
spune asta? Te descurci de minune. Serios? Dar vei continua să apar și să mergi așa? Cine e? Crezi că o poți păcăli pe Baba Yaga, fetiță naivă? Nu! Te rog, vin aici să caut ajutor. Am un cuplu ce stă la mine și domnul Giperson nu e bine și are o boală rară. Și numai tu ai medicamentul pentru asta. Chiar așa? Lasă-mă să văd dacă spui adevărul. Baba Yaga își deschidea oala și fredona o vrajă. S-a uitat înăuntru și a văzut că domnul Giberson era sănătos și vioi, iar cuplul dansa prin casă. Baba Yaga s-a întors fumegând de furie. Hoațo! Cum îndrăznești să mă minți? Știi măcar cine sunt? Te voi transforma într-o vioară! Da, am nevoie de cele mai bune ierburi și unghiile dragonului sudic. Da. Baba Yaga a închis-o pe Maria într-o cameră și plecă să ia proviziile pentru vrajă. Ce fac acum, păpușă? Zii ceva! Miau! Printre frica și lacrimile ei, Maria a văzut pisica și câinele. Deși era speriată, și-a amintit de bucata de pâine și lapte pe care le păstrase. A mângâiat animalele afectuos și l-a hrănit. Nu știu ce va face vrăjitoarea cu mine, dar măcar nu sunt singură. V-am pe voi și pe păpușa mea. Da, vrăjitoarea nu-ți va face nimic. Nu dacă faci exact ce-ți cerem. Ziua mea devine tot mai străină. Încă nu am început. Ascultă, fetiță, vrăjitoare de care te temi nu a fost mereu așa. Da, crezi sau nu, ea era de fapt ca tine. Pisica și câinele i-au spus Mariei că de fapt vrăjitoarea a început să se poartă rău când a încetat să se mai uite în oglindă. Ceva despre o luptă și a fost abandonată. Asta nu e foarte specific. Nu mai pierde timpul. Ascultă, fetiță, vrăjitoarea va fi aici în orice clipă. Ia asta. Pieptenele și oglinda sunt magice, fetiță. Nu vei putea să o depășești pe vrăjitoare. Fără acestea, farfuria ei e așa rapidă. E turbo. Oricum, în clipa când simți că vrăjitoarea te ajunge, aruncă aceste lucruri pe pământ pe rând, o va încetini. Merge acum. Maria fugea de parcă era deja urmărită de vrăjitoare. Pe de altă parte, vrăjitoarea tocmai se întorsese la culiba ei, găsind doar câinele și pisica stând cu mândrie și Maria plecată. Furia vrăjitoarei nu a cunoscut limite. S-a urcat în farfuria ei zburătoare și s-a repezit în pădure. Aud frunzele foșnind! O aud! Ajunge din urmă! Aruncă repede pieptenele! Corect! Maria a aruncat pieptenele pe pământ și s-a ascuns după un copac. Spre surprinderea ei, îndată ce vrăjitoarea s-a apropiat, aceasta a zburat și a început să pieptene părul dezordonat al vrăjitoarei. Vezi? Vrăjitoarea a încetat să-și pieptene părul, deci e murdar. Pieptenele a curățat murdăria de pe părul vrăjitoarei, lăsându-i buclele naturale. Stop! Nu-mi place asta! Fugi, Maria! Maria fugea cu hotărâre, dar mai târziu a auzit-o pe vrăjitoare apropiindu-se iar. Stai! Oglinda! Maria, ascunzându-se după o piatră mare, văzu oglinda magică transformându-se într-un munte uriaș de oglindă.
s-a apropiat și, deși a încercat să-și acopere ochii nedorind să-și vadă propria reflexie, era prea târziu. Și, spre șocul Mariei, vrăjitoarea începu să plângă. Plânge? Oh, nu! Am rănit-o! Ce am devenit? Dacă Ana ar fi fost aici, mi-ar fi pieptănat părul și ar fi pus flori în el ca întotdeauna. Cel puțin avea păpușa magică ce am dat-o să-și amintească de mine. Dar ce am? Oh, mi-e dor de tine, Ana! Îmi lipsești așa mult! Cât Baba Yaga plângea, realiză că trebuie să strige cu voce tare să se simtă mai bine și ușurată. Iar Maria, pe de altă parte, realiză altceva. Stai! Păpușa magică? Vorbește despre mama mea? Ana? Scuze-mă! Îmi pare rău pentru durerea ta, dar aceasta e păpușa ce i-ai dat-o Anei? Stai! Da? Cum de o ai? Ana era mama mea! Ce? Ana și Baba Yaga erau cele mai bune prietene. Ana o iubea pe Baba Yaga și micile ei trucuri de magie. Dar după o ceartă, nu am mai vorbit cu ea. Am înțeles că a murit și pur și simplu n-am putut face față. Nu m-am mai uitat în oglindă și am încetat să mai am grijă de mine. Dar atunci am început să folosesc magia în scopuri greșite. Acum că mă văd în oglindă, înțeleg că am dezamăgit-o pe Ana. Nu, n-ai făcut-o. Ana nu te-a uitat niciodată. Înțeleg acum. Ea voia să te găsesc. De aceea mi-a dat păpușa. Păpușa era cadou de la Baba Yaga pentru Ana. Ea avea să prindă viață doar să o ajute pe Ana și după moarte să o ajute pe Marie. Baba Yaga a îmbrățișat-o strâns pe Maria și a jurat că nu o va lăsa să plece. I-a învățat pe cuplul Giberson o lecție foarte bună. Acum știau să nu mai înșele pe nimeni. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Baba Yaga a înțeles acum importanța de a te privi pe tine. Doar pentru că nu ne gândim la acțiunile noastre și nu ne uităm la noi înșine, nu înseamnă că nu suntem răspunzători pentru acțiunile noastre. Și Maria a învățat să nu lase străini să intre în casă. Baba Yaga era încă numită vrăjitoare, dar mai ales pentru că era foarte inteligentă și știa multe vrăji, ce le folosea pentru binele altora. Ei bine, în majoritatea zilelor. Domnișoară, Baba Yaga! A-a. Baba Yaga și Maria și-au continuat prietenia stranie și-au pornit în noua lor călătorie împreună.